Expoziția Mierea satului românesc a fost vernisată în această seară la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din sectorul 3 al capitalei. La eveniment a fost prezent și părintele protopop Florin Busuioc, curatorul expoziției. Expoziția aduce la lumină picturi din lumea satului, realizate de artista Valentina Brâncoveanu. Elevii Liceului Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu au astfel ocazia să vizualizeze imagini din satul românesc și să înțeleagă valoarea acestuia. Elevii trebuie să înțeleagă valoarea satului românesc, pentru că ei se întâlnesc an de an cu colindele românești. Noi avem un cor care, prin tradiție, colindă an de an de Crăciun, dar este foarte important să vadă și lucrările acestea pe care o artistă de talia doamnei Valentina Brâncoveanu nu a avut generozitatea să le aducă în școală, la ideea părintelui Alin Fotcoleanu și a părintelui protopop Florin Nectarie Busuioc, care au gestionat oarecum întâlnirea dintre artiste și copii. Noi avem la rândul nostru un atelier de pictură care este activ și care acum lucrează de zor icoanele pentru expoziția de Crăciun, dar din punctul de vedere al copiilor, întâlnirea cu aceste pânze sigur are o valoare deosebită. Părintele protopop Florin Busuioc a subliniat că prin această expoziție elevii se pot apropia mai mult de satul românesc. Copiii învață frumosul satului românesc, învață hărnicia țăranilor și responsabilitatea lor față de noile familii, a unora față de ceilalți și mai ales grija pe care o aveau în comunitate pentru frumos, pentru creșterea armonioasă a familiilor și a copiilor care creșteau frumos în lumea satului românesc. Lucrările expuse prezintă în imagini viața satului din România și din Republica Moldova. Am venit cu lucrările astea să expun copiilor de la liceu. Scopul a fost căldura satelor românești pe unde am fost și am pictat. Partea asta de Prut și dincolo de Prut. Eu sunt din Basarabia, din Chișinău. Deși locuiesc de mulți ani în Chișinău, dar am copilărit în sate. Dulceața și căldura și bucuria și clipile minunate pe care le-am avut, le-am avut în sate. Din copilărie de atunci am îndrăgit. Când m-am format ca pictor, m-a atras anume să le pictez. Și până ziua de azi, mereu mă duc prin sate și pictez. În continuarea vernisajului expoziției Mierea satului românesc, a avut loc un simpozion cu același nume, în cadrul căruia elevi, profesori și părinți au prezentat mai multe eseuri despre satul românesc de odinioară.